evaluarea frunții. Și acum o să mă întrebați de ce n-am făcut asta. De ce n-am făcut, pare mult mai natural să fac chestia asta. Dar asta mi-o matrice unitară. Pentru că vedem că avem N intrări și o singură ieșire. Pe când matricea unitară e ok, e o matrice și bineînțeles fiind o matrice absolută asupra unui vector, atâția qubiți cât am la intrare, atâția o să am și la ieșire. Deci, pe de o parte, numărul de intrări trebuie să fie egal cu numărul de ieșire. Deci e greșit, pe de o parte, pentru că am N intrări și am o ieșire. Deci nu pot să fac chestia asta. Pe de altă parte, matricea trebuie să fie inversabilă. Am zis că toate matricile unitare sunt inversabile. Poate că fac eu o matrice cu N intrări și N ieșire, dar nu e inversabilă. E, se poate demonstra că orice funcție aș avea, întotdeauna pot să obțin reprezentarea ca matrice unitară în forma circuitului acela de sus, prim. Adică, întotdeauna, dacă mai dau un singur qubit, să fie el plus 1, total el plus 1 qubit, pot să implementez funcția f în forma asta, în care, la output, o să obțin y sau exclusiv cu f de x, și dacă fac y să fie 0, obțin efectiv f de x la o ieșire a doua. Ok. Și atunci, întrebarea pe cazul cuantic, echivalentul cazul clasic, este de câte ori trebuie să apelez matricea asta, operatorul ăsta, în cel mai rău caz, ca să determin dacă funcția f e constantă sau balansată. Și acum, ca să fie ușor să înțelegem, o să facem întâi un caz mai simplu pentru n egal 1 și vreau să generalizăm pentru orice. Deci, pentru n egal 1, pe cazul clasic, pe cazul necuantic, am avea nevoie de două evaluări a funcției. Deci, pe cazul cu n egal 1, funcția primește un bit la intrare, întoarce un bit la ieșire. Dacă e constantă pe ambele bits, dacă e balansată, o să dea 0 pe un bit și 1 pe celălalt. Și cel mai rău caz, trebuie două evaluări ca să-mi dau seama cum e. Și acum vă întreb pe voi, ce credeți, unde credeți că o să apară diferența în cazul cuantic? Ce putem face cuantic și nu putem face clasic? Cu stările alea de la intrarea matricei unitare. Să fie într-o superpoziție, exact. Superpoziția este cheia. Cu alte cuvinte, pe varianta clasică, x-ul pe care îi dau funcții putea să fie 0 sau 1. Dar pe varianta cuantică, acel x care intră în matricea unitară, poate să fie 0. Bine, aici trebuie să fie 0 la n și, mă rog, 0 pe cazul acesta cu n egal 1. De-aia am 0 aici, că este pe cazul n egal 1. Poate să fie 1 sau poate să fie superpoziție. Sau poate să fie orice fel de superpoziție până la 1. Și atunci, să zicem că, adică, punctul de pornire e ăsta. Văd că pot să pun o superpoziție la intrare. Și atunci zic pur și simplu, ok, hai să fac pe x să fie starea plus, număr radical din 2, 0 plus 1, și y-ul las să fie 0, pentru că nu știu încă care e treaba cu acel y și nu vreau să fac. Ce o să avem la ieșire în cazul acesta, dacă aplic asta? Deci, țineți minte că aici aveam y sau exclusiv cu f de x. Și poate că vă întrebați pe mine, dar cum are sens chestia asta că eu pot să am superpoziție? Gândiți-vă că acela era cazul când aplicam pe o intrare din baza spațiului vectorial, pe 0, 0, 0, 1 și așa mai departe. Și atunci, ca să puteți da răspunsul la întrebarea ce o să obțină la ieșire, ziceți întâi ce se întâmplă când aplic cu f de 0, 0 și după aia cu 1, 0. Pentru că ieșirea o să fie superpoziția dintre ele. Deci dacă aș avea 0, 0 la intrare și aplic cu F, ce o să obțin 0 și 0, 0, exact. Și dacă am 1, o să obțin 1 și F de 1, partea cealaltă. Deci ieșirea este superpoziția dintre cele două. Acum, ce este foarte, foarte important de menționat, este că aplicând cu F o singură dată, cumva am reușit să obțin două evaluări ale funcției în același timp. Și asta este cheia pentru a rezolva problema. Dar trebuie să avem grijă, pentru că cele două evaluări sunt cumva blocate într-o superpoziție și acum dacă fac o măsurătoare, spre exemplu, dacă măsur starea aceasta în baza pentru 4 qubiți, o să obțin fie 0 și f de 0, fie 1 și f de 1 și deci o să obțin doar una din evaluările funcției. Deci nu mă ajung. Nu mă ajung acest lucru. Ok. Deci am rămas cu starea asta la intrare. Și să vedem ce se întâmplă dacă e constantă. Dacă e constantă, atunci
F0 pot să-l scot în afară, pot să-l separ. Okay? Starea inițială, neșinicinei F este o stare în pendul, care poate nu e neapărat separabilă. Dar dacă F e constant, atunci F0 e egal cu F1 și e practic primul qubit în starea 0 plus 1, tensor F0, care este o stare separabilă. Iar asta poate să ne dă un indiciu pentru a rezolva problema, pentru că zicem A, când obțin o stare separabilă la ieșire, înseamnă că funcția era constantă. Și când obțin o stare care nu e separabilă, înseamnă că funcția e balansată. Și poate asta mă poate ajuta să rezolv problema. Dar, din păcate, nu putem determina asta imediat, făcând o măsurătoare. Pentru că cele două stări, cele două cazuri pe care le am, cu rectangle și cu separabil, nu sunt ușor de deosebit. Ar trebui să fac mai multe măsurători ca să deosebesc între ele. Și atunci, asta nu e soluția, de fapt. Și atunci ne uităm la Y, pentru că cu Y n-am făcut nimic deocamdată, l-am lăsat să fie 0. Și punem întrebarea, dar dacă Y ar fi și el într-o superpoziție? Și o să dau pe Y ca fiind 0 minus 1. De ce 0 minus 1? Să zicem că am fi încercat cu 0 plus 1 și am văzut că nu se întâmplă nimic interesant. Putem face asta, dar ar fi o pierdere de timp. Așa că încercăm cu 0 minus 1. Deci, important e că avem fază relativă. O să vedem că asta face diferența. Și de asta contează foarte mult faza relativă. Iar X-ul îl lasă în superpoziția de 0 și 1. Acum, inputul o să arate în felul ăsta. Deci, pur și simplu am făcut produs tensorial X cu Y. Da? Deci e 0 cu 0, 0 cu 1 și cu minus în față, 1 cu 0 și minus 1 cu 1. Deci asta o să fie starea pe care o pun la intrarea circuitului. Și output-ul o să fie acționând liniar pe fiecare componentă. Când acționez pe 0, 0, obțin 0, F0. Când acționez pe 0, 1, primul qubit rămâne neschimbat și al doilea e 1 sau exclusiv F0. 1 și F0, minus 1 și 1 sau exclusiv F1. Deci asta este output-ul circuitului. Am pus din nou starea acolo. Și acum, din nou, pun întrebarea. Cum o să arate starea aceasta când F este o funcție constantă? Păi, în principiu o să am peste tot F de 0, să zicem, pentru că F de 0 e egal cu F1. Și am două stări care sunt diferite. F de 0 simplu și 1 sau exclusiv. Dacă F de 0 e 0, atunci prima componentă o să fie 0, 0 și cealaltă o să fie 0, 1. Și dacă e 1, o să fie X. Ok, asta vreau să apară curând, dar asta. Și acum, dacă pur și simplu mai joc puțin cu expresia asta, adică grupez termenii cu F de 0 în parte și termenii cu 1 plus F de 0 în partea cealaltă, observ că am 0 plus 1 primul qubit în ambele cazuri. Deci o să fie 1 pe 2, 0 plus 1, produs tensorial cu qubitul al doilea. Deci o stare separabilă, când F e funcție constantă. Primul qubit e ăsta, al doilea qubit e acesta și, mă rog, 1 pe 2 vine pentru că am o pe radical din 2 de la prima stare și o pe radical din 2 de la a doua, pot să-l scot în față cu tot să fie 1 pe 2. Dar acum, dacă F de 0 e 0, atunci 1 sau exclusiv F de 0 e 1. Și dacă F de 0 e 1, atunci 1 plus F de 0 este 0. Deci, cine o să fie starea aceea a doua de acolo, a doilea qubit? Pentru cele două cazuri. Starea constantă sau starea bipolară? Cum adică starea constantă? Funcția e constantă, putem discerne deja între cele două. Nu, suntem oricum pe cazul când funcția e constantă, dar zic când funcția e constantă 0 sau când funcția e constantă 1. Pentru că funcția constantă poate să fie constantă pe 0 sau constantă pe 1. Când e constantă pe 0, cine o să fie? Eu. Nu, o să fie 0 minus 1, da? Și când e constantă pe 1, o să fie 1 minus 0, da? Deci, răspunsul e plus minus. Și ăsta e 0 minus 1. Ok? E clar pentru toată lumea. Deci când F de 0 e 0, F de 0 acela cu roșu de acolo o să fie 0, să fie chet 0 și celălalt o să fie chet 1. Deci starea cea de-a doilea fiind o să fie 0 minus 1. Când F de 0 e 1, primul chet o să fie 1 și celălalt o să fie 0. Deci e minus starea asta. Deci obțin plus minus starea asta în funcție de
dacă funcție constantă 0 sau funcție constantă 1. Ok. Asta se întâmplă pe cazul când funcția e constantă. Acum să vedem când funcția e balansată. Ne întoarcem la expresia originală care ieșea din circuitul nostru. Și zicem dacă funcția e balansată. Păi, dacă funcția e balansată, fiind o funcție doar cu două valori posibile, înseamnă că f de 0 e 1 sau exclusiv f de 1 și f de 1 e 1 sau exclusiv f de 0. Da? Pentru că f de 0 e 0 sau 1 și fiind balansată, f de 1 trebuie să fie complementul său. Deci aici am mai exprimat decât faptul că una dintre valori are o valoare, iar cealaltă trebuie să fie complementul ei, ca funcția să fie balansată. Și atunci, din nou, o să grupez f în felul ăsta, adică 1 și 1 sau exclusiv f de 0. În expresia originală scriu ca f de 1 și 1 sau exclusiv f de 1 scriu ca f de 0 și ajung la expresia asta, care am f de 0 și f de 1. Din nou o să grupez f și din nou ajung la o expresie de genul ăsta, care asemănă cu cazul anterior. Și din nou, dacă f de 0 e 0, atunci f de 1 e 1. Și dacă f de 0 e 1, atunci f de 1 e 0. Deci, din nou, al doilea limit o să fie plus sau minus starea asta. Ok? Cu plus pe 1 din cazul, probabil cu primul, și cu minus în față pe al doilea. Plus minus ăsta de aici este o fază globală pentru toată starea, deci nu contează. Ok? Deci, ce am obținut este că pe cazul când funcția e constantă, obțin acea stare, și pe cazul când funcția e balansată, obțin acea stare. Și vedeți că diferența e la primul qubit. Primul qubit, pe de o parte, e 0 plus 1, pe de altă parte, e 0 plus 1. Stările astea sunt ortogonale, deci poți să deosebesc între ele. Deci dacă ar fi să aplic hadamard pe primul qubit, îl transform în 0 sau 1. Ok? Și atunci, dacă măsur primul qubit în baza 0, 1, am terminat. Pentru că o să determin pe care caz sunt, având o singură aplicare a funcției f. Și am aplicat de f o singură dată. Și circuitul arată așa. Deci vreau să am o superpoziție de 0 și 1 la x. Deci aplic un hadamard de 0, ca să fie 0 plus 1 pe radicalul 2. Și direct cum am zis că vreau să fie 0 minus 1 pe radicalul 2. Deci aplic un hadamard de 1. Apoi aplic f. Aplic hadamard pe x ca să-l aduc înapoi în baza computațională, în baza 0, 1. Și apoi fac o măsurătoare în acea bază. Dacă obțin 0 e funcția constantă, dacă obțin 1 e funcția balansată și a fost nevoie să aplic cu de f o singură dată, nu de 2. Iar algoritmul ăsta se cheamă algoritmul de 2. Pentru cazul acesta care avem o singură intrare, un singur bit sau bit quantic la intrare. Aveți întrebări până aici, pentru că urmează să generalizăm. Colapsare. Am doar la chestia asta. Și oricum e mai bine decât cazul clasic. Pentru că ce o să vedem acum e că atunci când generalizăm, o să avem nevoie tot de o singură aplicare. O să avem nevoie de într-adevăr. Dar tot e mai bine decât exponențial de bine decât cazul clasic. Deci, dacă e un pic clișat aici, pentru că ne raportăm la de câte ori trebuie să apelez chestia asta. Și nu lasă, zicem, complexitatea totală a algoritmului. Iar asta se cheamă complexitate oraculară. Avem un oracol în acest lucru de el și vreau să știu de câte ori interoghez acel oracol, de câte ori pun întrebări. În cazul nostru, de câte ori apelez cu de el. Ok, alte întrebări. Okay. Există vreo aplicație, software care, cu care se poate opera în momentul ăsta? Sau totul e doar teorie? Adică un simulator? Da. Da, simulatoare există, dar nu există încă calculatoare cuantice. Și după ce fac și cazul general, o să vă arăt efectiv un simulator. Ok, să revenim la cazul general. Acum avem N qubits la intrare și am învățat care e șmecheria. Șmecheria a fost să pun Y să fie 0 minus 1. De ce? Pentru că, ca să am putut să menționez aici, faptul că am făcut Y să fie 0 minus 1, adică aveam fază relativă între 0 și 1, mi-a introdus acel minus pe cazul de funcție balansată față de cazul de funcție constantă. Deci faza relativă de la al doilea qubit a influențat cumva faza relativă a primului qubit în funcție de natura lui f.
Adică atunci când F face entanglement, îmi afectează și primul qubit și când F îmi lasă starea separabilă, adică e constantă, nu mi afectează primul qubit, ci rămâne 0 plus 1. De aceea a fost nevoie ca al doilea qubit să fie 0 minus 1 și nu 0 plus 1, ca să am acea fază relativă și să obțin perimetrul ortogonal pe prima poziție, pe care pot deosebi cu o măsură dată. Ok, pe cazul general avem n qubits la intrare, deci x-ul este o stare de n qubits, deci un vector într-un spațiu 2 la n, iar qubitul al doilea rămâne un singur qubit 0 minus 1. Acum, să spunem că x ar fi un vector din baza aceea 2 la n, de n qubits. Care o să fie acțiunea circuitului pe o stare, deci x e o stare din bază. Cum o să acționeze circuitul pe cazul acesta? Ce o să obținem apare? Deci nu trebuie decât să faceți produs tensorial și să aplicați linearitatea operatorului. Ce avem la intrare? Avem x tensor chestia. Deci x tensor 0 minus x tensor 1. Pe x tensor 0 am U de F acționând pe starea respectivă. Știu că primii n qubits rămân nemodificați, deci x ieșea tot x pe prima rampă. Deci o să am x și în partea de jos o să am f de x sau exclusiv cu 0, deci doar f de x. Pe cazul celălalt o să am x și al doilea qubit o să fie 1 sau exclusiv cu f de x. Deci răspunsul e superpoziție între cele două stări. Superpoziție între x, f de x și x, 1 sau exclusiv f de x. Okay? Și cu minus între ele, pentru că qubitul al doilea e cu minus. Ce s-a întâmplat aici? Așa. Și pot să-l scot pe x în față, pentru că văd că e o stare separabilă. Pot să zic că x produs tensorial cu starea aceea a doua. Bun. Acum, din nou, pot să am f de x egal cu 0 și probabil că ăsta e cazul